Kitesurf, stand-up paddle tinde să devină o nouă atracție pe litoralul românesc. Vorbim despre acel sport în care ai nevoie de o placă, o vâslă și mult echilibru. Zeci de tineri s-au întrecut în acest weekend pe o plajă din Constanța la un concurs de stand-up paddle, încurajați de pe mal de 100 de privitori. Treizeci de amatori, fete și băieți, s-au înscris la concursul organizat în acest weekend pe o plajă din Constanța. S-au bucurat că marea este liniștită și că vântul adie domol și s-au lansat la apă. Este un concurs foarte fain, în care încurajăm pe toată lumea să se bine poate. Minimum 25 de suport, minimum 20 de concurenți și zic asta pentru că în continuare lumea se scrie din fericire, au venit și de pe plajă pentru că au văzut ce se întâmplă aici. Cei care practică stand-up paddle spun că acest sport nautic este unic. Poate părea ușor de practicat, dar necesită mult antrenament și un echipament special. E nevoie și de mult echilibru pentru a putea duce o cursă până la capăt. Cea mai importantă, o iau pe in interior pe plajă ca să ies la finish, da? Piciorul care atinge manul primul a câștigat. Mi-am propus astăzi să mă întâlnesc cu prietenii de la Wicked de aici, să concurăm împreună prietenește, să vâslim în ritm egal și să trecem linia de finish împreună. Solicitant și provocator. Mi-am propus ceva anume pentru că e prima oară când ies pe apă după 2 ani de pauză. Și acum e doar să mă distrez. Echipamentul costă câteva sute de euro, iar placa se achiziționează în funcție de greutatea celui care urmează să o folosească. Concurenții care s-au clasat pe primele trei locuri au fost premiați de organizatori. Au primit accesorii sportive și cursuri gratuite de stand-up paddle.